Președinte, vreau să vă aduc la cunoștință că în cadrul ședinței Consiliului Alianței din ziua de luni, noi am convenit de comun acord că ședința extraordinară a Consiliului Municipal va începe azi la orele 12. În legătură cu aceasta, fracțiunea Platformei Populare Europene din Moldova, Iuri Leancă, vrea să facă următoarea declarație. Noi dezaprobăm categoric atitudinea fracțiunii Partidului Liberal față de propriile angajamente. Noi dezaprobăm faptul că nu a fost respectat termenul de 3 zile în ceea ce privește anunțarea ședinței extraordinare și nu au fost afișate pe site-ul primăriei proiectele de hotărâri. În legătură cu aceasta, eu rog ca declarația noastră să fie considerată drept ultima avertizare pentru colegii noștri în ceea ce privește participarea la ședințele Consiliului Municipal Chișinău.